Salut și bine te-am regăsit la un nou tutorial video pe tutorialevideo.info. În tutorial de astăzi o să-ți vorbesc despre un mic program, se numește Silphid. Este o alternativă la Thunderbird, adică îl putem utiliza pentru poștă electronică. Pentru cei care nu știu ce este Thunderbird, ce este Silphid, majoritatea n-au auzit de Silphid, cel mai utilizat la momentul actual este Thunderbird pentru gestionarea poștei electronice. Însă sunt persoane care nu prea îndrăgesc Thunderbird-ul. Personal am utilizat Thunderbird, în prezent nu-l mai utilizez. Am găsit o alternativă mult mai ok, mult mai simplă, consumă mult mai multe resurse și până la urmă cam asta este cel mai important pentru faptul că mail-urile, hai să fim oameni serioși, nu ne trebuie un design foarte, foarte complicat al programului pentru a ne verifica mail-urile. De aceea, o să vă pun și pe voi să descărcați acest program de Silphid. Intrăm pe al treilea rezultat și descărcăm programul de pe Softpedia. Are doar 6,4 MB, deci nu ocupă foarte mult. Dăm și noi. În cazul în care vă doriți versiunea beta programului, selectați server 2. Eu nu o să doresc versiunea beta, eu vreau versiunea stabilă. În câteva secunde o să ne pornească și nouă download-ul. Trebuie să avem puțină răbdare. După cum am spus, folosesc o conexiune de internet mobilă, deci se mișcă un pic mai greu din această cauză. Se mișcă un pic mai greu și din pricina programului de captură video. Dar se pare că download-ul nu pornește. În cazul în care download-ul nu pornește, avem acest buton și îl pornim noi. Se pare că ne duce pe site-ul producătorului. Dăm și ne clic aici. Și ar trebui să ne pornească download-ul exact. Salvăm pe desktop. Aștept să descarce, are undeva la 6 MB și 6,1 MB dacă mi-aduc bine aminte de pe site. Neapărat download-ul de 2 ori. Avem setup-ul. Îl instalăm și noi. Lăsăm așa. Dăm click pe install. Practic, prin Silphid putem avea acces la orice adresă de e-mail, nu contează că este Yahoo, că este Gmail și așa mai departe. Putem gestiona foarte ușor activitatea noastră. Pornim și noi
Dăm și noi ok. O, în cazul în care uitați, avem Gmail, dăm aici. Selectăm și noi username-ul. Nu știu dacă o să meargă datorită faptului că eu am de câte mi-aduc aminte are o chestie de securitate activă la adresa mea de Gmail să nu permită unor aplicații să acceseze adresa mea de e-mail. Și nu cred că o va lăsa, nu va lăsa aplicația să facă asta. Are conturi. Hai să vedem ce avem pe aici. Clică. Ok. Da, nu lasă am acea opțiune de securitate activă. Eu mi-am activat pentru faptul că este, să zic așa, este prețios ce am acolo pe mail și nu vreau să am vreo problemă, am securizat foarte bine contul. Adăugați voi adresa voastră de e-mail și parola, o să vedeți că vă funcționează. Eu am testat acest program, adică nu doar că l-am testat, l-am folosit timp de 3 săptămâni, este foarte ok. Gestionează foarte ușor mail-urile, creează liste, creează foldere și așa mai departe pentru a ne fi nouă mai ușor să găsim mail-urile care ne sosesc. În mare, acesta este programul. V-am spus, rămâne voi să adăugați o adresă de e-mail și parola voastră pentru a vă gestiona adresa de e-mail. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă invit să o faceți în continuare pe pagina noastră de Facebook și pe canalul nostru de YouTube, cât și pe site-ul nostru tutorialevideo.info. Zi frumoasă!